Mie îmi place foarte mult Băluță. E jucătorul care e pentru echipă. Face foarte bine și faza defensivă, dar în același timp are un joc bun și un jucător, să dau exemplu, care are un fel de Bănel. Un fel de Bănel care îți creează probleme și pentru partea, pentru partea ofensivă. Chiar e și pasator. A și înscris, că l-au bătut ultimul meci. Penultimul meci, au înscris. Vis-a-vis de ce spunea și colegul vostru, am zis și tot aici în emisiunea mea, acum ce o perioadă, că lupta se va duce în trei. Steaua, îi zic Steaua, CFR și Rapid. Eram curios care se alimentează, vorbesc de transferuri, în iarnă, că asta noi ce am vorbit a fost înainte. Și se pare că pe primul loc, din punctul meu de vedere, ar fi Rapidul. Dar nu există un echilibru. Stau foarte bine pe partea ofensivă în atac, au câte două, trei soluții pe post și jucători buni. Mai ales pe Burmaz, care îmi place foarte mult, și Rahmani. Dar totuși Burmaz ăsta vine dintr-o școală extraordinară, vine de la Steaua Roșie Belgrad. E crescut acolo. Se vede un pic calitatea de atacant. Și CFR-ul e acolo. Și tot ce vorbeam noi în emisiunile alea, li s-au oferit atâtea șanse și lui Rapid și lui CFR la kicks-urile care le-a dat Steaua și n-au fost în stare. Și n-au fost în stare să beneficieze de acest, hai să spunem, noroc, avantaj. Da. Dar cum a plecat Rapidul acum, eu jucând, debutând și la Rapid, bine, fiind stelist de la părinții, la tata, mă uit cu drag așa, mă uit și îmi pare, mă bucur pentru Rapid. Că aici ce mai discutam și înainte, mă bucur pentru Rapid, pentru că acest domn Șucu pare să fie un deschizător de drumuri, de conducător, de patroni în fotbalul românesc. Are o prestanță și se vede că ține distanța, adică este patron și ține distanța de club, de jucători. E adevărat că el se familiarizează cu tot grupul, dar cam ceva ce ne trebuie nouă, vorbește când trebuie, îl văd la emisiuni, cum trebuie, nu jignește. La rezultatele slabe care le-a avut Bergodi până să înceapă acum, nu știu unde stătea, nu știu unde rezista. Păi și cu Mutu a avut foarte multă răbdare. Și Adrian Mutu n-a avut cine știe ce rezultate la Rapid. Și atunci... Probabil că Mutu ar fi fost și acum antrenor Rapidului dacă nu pleca... Cred. Și atunci, ca antrenor, îți dă, cum să spun eu, când ai o altfel de poftă, de muncă, când vezi că ți se oferă șanse și este aproape de tine. Pentru că la alte cluburi, bine, acum și presa vine, când mai sunt și presă frumoasă, care au prieteni și trebuie să-l ușchească pe antrenorul ăsta și vin de la ei, toate că conducătorii clubului nu prea au de gând, dar la Rapid ți se oferă posibilitatea asta să ai continuitate. Și atunci lupta asta în trei, sunt curios, pentru mine decisiv va fi ultimul meci până să intre în play-off Rapid Steaua. Bineînțeles, dacă nu se mai încurcă. Revenind la Steaua, la FCSB, parcă îți dă impresia de o echipă solidă care ia gol greu. Parcă îți pune, cum să spun eu, te pune la muncă intensă adversarul. Te lasă să ai posesie, cum a avut Sepsi etapa trecută, dar fără niciun rezultat. Acum poate, dacă îmi scria Nistor, poate se desfăceau mai mult. Dar din punctul meu de vedere, cu apărarea, excluzând partea dreaptă, fundașul dreaptă,
cu cei doi mijlocași centrali, Șut și... Olaru sau Alexandru? Alexandru. Alexandru formează o zonă centrală foarte puternică. Foarte puternică. Și fundașii centrali nu dau ei dovadă de foarte multă... de tehnicitate pentru a construi, dar prin agresivitate, prin partea fizică, rezolvă tot ce înseamnă fază defensivă foarte, foarte ușor. Mai intervin cei doi jucători. Dacă nu l-ai pe Olaru și pe Coman, te chinui 100%. Da. Lucrul acesta s-a văzut de altfel și în meciurile din acest an, că ba Olaru a fost suspendat, ba Coman a fost răcit și atunci când ei n-au fost pe teren, într-adevăr, FCSB păi a suferit. Cred că are, din astea 5 etape, cred că Olaru are 5 sau 6 goluri, nu? A dat 2 sau 3 odată, nu mai țin minte. Da, da, a fost și el suspendat la un meci și lucrul acesta s-a văzut. Și aici mai e o problemă. Pentru, cum se cheamă, pentru FCSB, pentru că FCSB deocamdată ăștia doi jucători Băluță, care duc greu pentru faza ofensivă. Ei construiesc, ei au realizări și pasatori. Mi-e greu toți trei să nu joace la un meci, mi-e greu. Dar ți-am zis, sunt bine organizați în apărare. Cristian. Vrei să... Da, voiam să întreb dacă vă place Alexandru, că mie personal nu-mi place deloc. Aseară mi s-a părut dezastru în meci, cel puțin. Da, trebuie... Să știi că noi, e un jucător inteligent, e un jucător care muncește. Că vorbeam în club că el mai are un frate. El când a făcut și noi povesteau antrenorii care l-au avut, el nu avea treabă cu colectivul. El rămânea după antrenamente, el muncea, el și-și vede de treaba lui. Nu e un jucător care să spui... Wow, ce poți să scoată om din joc, să te încânte cu diagonalele 30-40 de metri sau să îți dea o pasă filtrantă. E acolo unde trebuie, mai și greșește, e totuși la început, la Mioveni și a făcut debutul parcă. Da. La media aș mai jucase bine. Da. Deci a avut o constanță. E un jucător care ție ca antrenor... te forțează să ai grijă de el. Acum, depinde și de politica fiecărui club, cât vor să-l forțeze. Eu zic că poate să fie un jucător de bază dacă pleacă Șut. La FCSB îl forțează tare pentru că lui Becali îi place, spre deosebire de tine. Mie nu-mi place, mi se pare că nu și-are locul acolo, adică față de Al-Hasan. Mie mi se pare Al-Hasan mult peste. Părerea mea, nu știu. Eu dau un nume care nu trebuia îndepărtat, dar bine, așa e politica. Era peste tot. Am anticipat și mă gândeam cât de util ar fi fost lui FCSB acum Ejuma, nu doar în linia de mijloc unde juca atât de bine, dar ei, având acum această problemă cu centrul atacului, cred că îl puteau forța și acolo. Păi l-au băgat atacant de câteva. L-au și băgat atacant și mă uitam la centrele de aseară. Al doilea vârf a dat gol, al doilea vârf ți-a dat gol la campionatul trecut la Cluj, 1-0. Ți-a dat gol la Voluntari, 1-0 sau 2-1 când am bătut. Calități foarte bune. Om care putea să scoată om din joc. Eu te întreb acum, că suntem toți oameni de fotbal. Când ai un mijloc cu, exceptându-l pe Olaru, cu Șut, Popescu, vorbesc de Popescu, și cu Alexandru, cine să-ți construiască, cine să scoată om din joc, cine să fie exact pasator? Exact asta s-a întâmplat aseară, că eu am avut un astfel de mijloc cu Șut, cu Alexandru și cu Baba Al-Hasan. Acum, știi cum e? Se pune și multă presiune și pe Baba Al-Hasan și pe celălalt. Luis Felipe. Se pune foarte multă presiune. Asta e Gigi, n-ai ce să-i faci. Da. Asta e Gigi. Totuși, la Steaua, să știi că este un program și voi tu ții minte foarte bine și înainte, pentru că și la vechea Steaua, când vorbeam, și când au câștigat Cupa Campionilor, intra greu în echipă. Cel mai bun, singurul care a intrat în echipă și așa mai departe, a fost Beloni și Hagi, care a intrat mai ușor. Da. Dar în rest, care veneau de la cei mai buni, de la, nu știu, îmi scapă acum să dau un exemplu, greu intra în echipă.
După care a fost și cealaltă perioadă, când au avut mijlocul bun cu Panduru, cu... Da. Venisem și eu, la un moment dat am venit și eu în pregătire, dar venisem mai târziu, 99, ceva de genul ăsta. Greu intră. E, cum să spun eu, e ca și condiții, ca și condiții și mod de lucru, și ca și valoare, ca și valoare, și presiunea mare, că ți-o pune Gigi, Gigi spune presiune. Gigi spune presiune. Și atunci e greu să le ai pe toate înainte de meci, să fii capacitat 100%, să nu greșești. Trebuie să fii un nesimțit, un jucător de doar în puncte, da. De ce Budescu se întâmplă? Style, așa. Da. Stelul lui Budescu, de exemplu. Și ăsta, cum îl cheamă? Ganea, cum îl cheamă, care a fost coleg cu mine pe la Vrașcova. Ionel Ganea, da. O nesimțire din aia totală. Dumneavoastră n-ați avut probleme, că ați fost coleg cu el la Brașov, n-ați avut probleme cu el? Nu, n-am avut bine. Am auzit că capitanul vostru de atunci, Purdea, a avut niște probleme serioase cu Ionel Ganea. Păi nu, că noi am stat puțin, că eu nu știu unde a plecat, bormă, la Craiova, cred că un an jumătate, da. 2 ani. A avut timp în perioada aceea scurtă să creze? Nu aveam. Dumneavoastră nu vă interesează. Am avut un singur... Dar nu erați atacanți, sau el nu juca atacanți? El juca fundaș dreapta, fundaș central, juca pe la mijloc, dar atunci... O singură dată am avut un clinch cu el, dar ne-am liniștit. Eu vârf, de-abia venisem la Brașov, cred că în primele 2-3 săptămâni. Și puteam să fac loc în echipă, nu știu cu cine mă băteam, cu cine era atunci, Savu, Caraman. Și venisem la Timișoara și... Dar ca vârstă, cum sunteți față de el? Cred că sunt mai mare ca el. Da. Și el era fundaș central și jucam cum se juca înainte, miercurea, posibilii cu imposibilii, ceva de genul ăsta. Și el fundaș central în prima echipă, eu în a doua. Eu căutam să îmi fac jocul, să intru în echipă. El mă păcănea, mă tot, mă alea, mă... Ne-am înjurat pe acolo, ne-am dus în vestiar, dar pe urmă ne-am potul. Dar n-am avut... Era rău, într-adevăr, am înțeles că era rău. Dar nu... Eu așa am auzit că cu capitanul echipei a fost foarte rău. O fi supărat, Purdea, mi-au zis și mie ăștia că i-a dat un pom de dormea Purdea pe bancă pe acolo, dar... Nu cred că... Ca să dădea el la mine, ceva de genul ăsta. Nu cred. În fine, poate... Păi spuneți că ați avut acel drum în vestiar cu el.